Celor, trudiți și împovărați apărătoare, bucură-te de ceea ce de dușmanii văzuți și nevăzuți ești izbăvitoare, bucură-te de ceea ce ai surpat jugul minciunii și năvălirea diavolilor, bucură-te de roaba neasa Domnului și stăpâna tuturor, bucură-te de prea curată împărăție cerurilor, podoabă, bucură-te a inimilor noastre alinătoare, grabite, bucură-te născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ocrotirea creștinilor. Bucură-te născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ocrotitoarea creștinilor. Cea prin care, risipind cursele diavolești, agonisim folos, bucură-te ceea ce nu ai răbdat culele zugravului necredincios, bucură-te ceea ce prin asprimea feții din icoană l-ai mustrat, bucură-te ceea căreia zugravul, pricepându-și greșeala, s-a închinat, bucură-te ceea ce nu i-ai îngăduit să răspândească îndoiala în popor, bucură-te ceea ce ai venit în apărarea creștinilor, bucură-te cea prin care, din îndreptarea sa și alții s-au folosit. Bucură-te ceea ce, nu pierderea, ci înțelepțirea lui ai dorit. Bucură-te a furitorilor, chemare la pocăință. Bucură-te a binecredincioșilor, slăvită biruință. Bucură-te ceea ce tuturor celor ispitiți de necredință le ajuți. Bucură-te, cea căreia vestitorii minunilor tale îți sunt bineplăcuți. Bucură-te, născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ocrotitoarea creștinilor. Bucură-te, născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ocrotitoarea creștinilor. Și a pregătit spăzurătoarea, dar femeia și-a adus aminte de vestea minunilor prodromiței și rugându-se a făgăduit că dacă va rămâne în viață, se va boteza împreună cu toți cei din casa ei și va cânta lui Dumnezeu cu mulțumire. Aleluia! Aleluia! Pregătind lațul pentru femeia cea nedreptățită, fără să vrea sluga cea netrebnică, s-a prins singură în curse evreică, a văzut lucrarea ta, Maica lui Dumnezeu, și a crezut cu toți cei din casa ei, făcându-se tuturor pildă de îndreptare. Iar prin Sfântul Botez a intrat în Biserica lui Hristos, pentru care îți cântăm așa. Bucură-te cea pe care vestea minunilor tale pentru tine s-a răspândit. Bucură-te de ceea ce vându de Evanghelul de adesea, iar de aceasta i-ai amintit. Bucură-te de ceea ce-ai primit rugăciunea ei, și de cea dezălăzită. Bucură-te de ceea ce-ai mijlocit cu ea, sugând la credința cea desăvârșită. Bucură-te de ceea ce viața ai păzit în ceasul de pe urmă. Bucură-te de cea prin care i-ai intrat în lui Hristos pe urmă. Bucură-te prin care ceea că copiii ei a primit botezul veșinesc. Bucură-te ceea ce pești casa ei revărsat harul ceresc. Bucură-te cea prin care dreapta credință se întărește. Bucură-te cea prin care gura celor ce nu te cinstesc amuțește. Bucură-te spre Biserica lui Hristos, foarte răuzitor. Bucură-te ceea ce calpșeni prin rătăcirilor cerestrilor. Bucură-te, născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ocrotitoarea creștinilor. Bucură-te, născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ocrotitoarea creștinilor. Din România, Sfântul Munte Atos a fost adusă icoana ca stăpână, casă de amărturie despre Bucură.
purtare de grijă spre credinciosul popor român și ca să o crotească și să mângâie pe toți monahii care departe de țara lor pământească se nevoiesc în schitul prodromo ca să ajungă prin mijlocirea ta în patria cerească, neîncetat cântând prea dulce lui Iisus Mântuitorul. Aleluia! Aleluia! Ai binecuvântat prin venirea ta schitul românesc, atunci și așezând icoana prodromiței, nu departe de icoana făcătoare de minunea Sfântului Ioan Botezătorul, i-ai acoperit cu Sfântul tău acoperământ pe toți cei care au venit să se închine ție, monah, preot, ierarh și miren de toate neamurile pentru care îți cântăm. Bucură-te ceea ce ai umplut schitul românesc de binecuvântare, bucură-te ceea ce privești cum obștre atonite cinstezi icoanele tale făcătoare de minuni, bucură-te că din numele date icoanelor tale cunoaștem lucrarea lor, bucură-te ceea ce prin icoana prodromița ești poarta mănăstirii firiților, bucură-te ceea ce în icoana dulce sărutare ești cununa Filoteului, bucură-te călăuzitoare obștii Xenofontului, bucură-te împărăteasa tuturor slauda Batopedului, bucură-te grabila sătoarea a închinătorilor Odochiareului, bucură-te semn de milostivire în icoana de la Hilandare vădit, bucură-te amare la vădătoare al cărei glas Sfântul Ioan cu puzel ți-l auzit, bucură-te cea cărei ți-au cerut ajutor stareții Pantocratorului, bucură-te Maica Luminii și Comoara Prodromului, bucură-te născătoare de Dumnezeu Fecioară, ocrotitoare a creștinilor. Bucură-te născătoare de Dumnezeu Fecioară, ocrotitoare a creștinilor. Dacă de 3 săptămâni stovi de boală și de mâncat, ca dintr-un somn s-a trezit schimonatul în Ochentie, când icoana prodomița a fost adusă în schid și cerând să fie adus în fața ei, s-a rugat cu zdrobire de inimă cântându-i Domnului. Aleluia! Aleluia! S-a rugat oarecând părintele Inocentie prodromitul zicând, Maica lui Dumnezeu, dacă mi este de folos să mai trăiesc, însănătoșește-mă, iar dacă nu, fie voia ta. Și întorcându-se cu bucurie la chilia sa, după un ceas a trecut la cele veșnice. Iar noi învățându-ne de la el să ne punem toată nădejdea în Dumnezeu și puterea rugăciunilor tale, zicem cu milință. Bucură-te ceea ce schimbiciul la voi l-ai ascultat cererile, bucură-te ceea ce de grabă i-ai încetat suferințele, bucură-te cea prin care el, plin de bucurie, Sfintele taine a primit. Bucură-te mângâietoarea celui ce cu sufletul împăcat s-a săvârșit. Bucură-te ceea ce a netăiat voia n-ai învățat. Bucură-te ceea ce dăruiești robilor tăi sfârșit binecuvântat. Bucură-te cea prin care de moarte în praznică suntem feriți. Bucură-te cea prin care te-au cinstit părinții într-un Domnul adormiți. Bucură-te cea pe care dascăl al cugetării la moarte te dobândim. Bucură-te ceea ce ne îndemnă cu Hristos să viețuim. Bucură-te a cărților cuvioșilor părinți, tainică tâlcuire. Bucură-te a treptelor căi împărătești pe povăduire. Bucură-te născătoare de Dumnezeu Fecioară, ocrotitoarea creștinilor. Bucură-te născătoare de Dumnezeu Fecioară, ocrotitoarea creștinilor. Rezând minții sale și repătând ascultarea monahului Serghia, a căzut în înșelare.
iar în arătare îndrăcească s-a îmbolnăvit, căzând ca un mort și abia după 3 zile s-a ridicat stăbii fiind și rămână fără auz. Dar aducându-l părinții la ecoadă, făcătoare de minuni prodromița, îndată s-a tămăduit trupește și sufletește, pentru care toată obștea a cântat Domnului, într-un glas, Aleluia! Aleluia! Ascultătoare de Tatăl Celes, că ai fost ascătoare de Dumnezeu și pe calea smereniei călăuzit pe monahi, cerându-le ascultare de povățitorilor duhovnicești, izbăvește deci de celăși de ispite pe monahi și pe mireni iubitor de nevoință, ca să-ți gândeți ei așa. Bucură-te cea în care părinții au dăjduit că monacul Sergie va fi tămăduit, bucură-te cei ce de surzenie ai scăpat și de mândrie la ei izbăvit. Bucură-te ceea ce păcăindu-se nu l-a lepădat de la fața ta. Bucură-te cea prin care el s-a ridicat în iadul înșelării, înțelegând greșeala sa. Bucură-te ceea ce prin suferințe ai învățat prin meștea neascultării. Bucură-te, învățătoarea smereniei, Maica și Maica îndurării. Bucură-te a celor apăsați de specialinare, bucură-te a celor legați de lațurile diavolului dezlegare. Bucură-te cea prin care meșterul a fost izbăvit de Duhul care îl chinuia. Bucură-te ceea ce ai făcut ca în față până tale el să simtă mijlocirea ta. Bucură-te ceea ce pe cuviosul nectarie pe dopsaltul din ispita vrăjmașului l-ai scăpat, bucură-te, cea care cel numit privighetoarea muntelui Atos ți s-a închinat. Bucură-te, născătoare de Dumnezeu Fecioară, locrotitoarea creștinilor. Bucură-te, născătoare de Dumnezeu Fecioară, dacă icoana aceasta s-a sugrăvit prin minune, apoi se facă să se prindă pește pentru sărbătoarea ei. Dar văzând mulțimea peștilor prinși deodată în mrește, a lepădat îndoiala și i-au cântat lui Dumnezeu, Aleluia! Cum ai purtat de grijă praznicului tău, așa porți de grijă și acum, dând cele de trebuință, nu numai monahilor, ci și mirenilor, care se roagă ție cu credință. Bucură-te ceea a cărei milostivire prin pescuirea minunată s-a vădit. Bucură-te ceea ce cu mulțimea darurilor tale ne-ai uimit. Bucură-te, iconoma schiturilor și a mănăstirilor, bucură-te, ghivernisitoarea caselor creștinilor, bucură-te, a flămânzilor în desulare, bucură-te, anii caselor noastre gramic alinătoare, bucură-te, mângâierea celor aflați în nevoi, bucură-te, îmbrăcăminte și acoperământ celor goi, bucură-te, cununa celor care duc crucea necazurilor. Bucură-te, încurăjătoarea celor aflați la capătul puterilor. Bucură-te, ceea ce ne vezi să rânduim toate cu chipzuință. Bucură-te, ceea ce sărmane că ne dai cele de trebuință. Bucură-te, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ocrotitoarea creștinilor. Bucură-te, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ocrotitoarea creștinilor. În muntele Atos, pictându-se mai multe icoane după izvodul cel vechi al prodomiței, cu evlavii au fost aduse în România spre mângâierea monahilor și a credincioșilor care se închină cu smerenie chipului tău cel prea frumos,
cântând lui Hristos Dumnezeu. Aleluia! Dar și cele făcute după izvodul ei spre bucuria credincioșilor. Vestea despre ele s-a răspândit în tot pământul românesc și chiar în casele creștinilor au fost așezate cu evlavie icoanele Maicii Domnului Prodomița, căreia mulțimile i-aduc laude ca acestea. Bucură-te, binecuvântată Maica drept credincioșilor, bucură-te ceea ce ai arătat minunile tale tuturor, bucură-te predanie scumpa rugăciunii și nevoinței, bucură-te praznic neîncetat, candelă nestinsă a credinței, bucură-te a celor ce aleargă la tine nădejde neînfruntată, bucură-te ceresc sprijin și milostivire neîmpuținată, bucură-te frumusețe de nespus și a sufletului dulceață, bucură-te ruga prins care încălzești inimile de gheață, bucură-te pridvor al împărăției cerești, bucură-te scara darurilor dumnezeiești, bucură-te pregustarea bucuriilor murtrăvnite, bucură-te împărăteasă a mănăstirilor atonite. Bucură-te, născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ocrotitoarea creștinilor! Bucură-te, născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ocrotitoarea creștinilor! O Maică prea curată, ocrotește pe toți cei care prin rugăciuni de laudă împodobesc icoana ta, monahilor alatele care a desăvârșirii, pe închinătorii acopere cu harul tău, pe creștine vavrioși care aleargă cu credință la tine ajută-i și casele lor ferește-le de rele întâmplări, călăuzindu-ne pe toți prin mântuire, ca în împărăția ce nesfârșită, să cântăm împreună cu Dumnezeul celui viu. Aleluia! 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 O Maică preacurată, o protește pe toți cei care prin rugăciune de laudă podobesc icoana ta, monahilor arată-ne calea desăvârșirii, pe închinători acoperi cu harul tău, pe creștinii evlavioși care aleargă credință la tine, ajută-i și casele lor, ferește-le de rele întrebări, călăuzindu-ne pe toți spre mântuire, ca împărăția cea nesăvârșită. Să cântăm împreună cu tine că Dumnezeului celui viu. Aleluia! Aleluia! Împodobesc icoana ta, monahilor alatele calea desăvârșirii, pe închinători acopere cu harul tău, pe creștini evlavioși care aleargă cu credință la tine ajută-i și casele lor ferește-le de rele întâmplări, călăuzindu-ne pe toți spre mântuire, ca în împărăția cea nesfârșită, să cântăm împreună cu tine, Dumnezeului celui viu. Aleluia! 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 Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Biluiește și mântuiește prin rugăciunile tale pe ortodoxi și arhierei, păreuri și viață.
cerească de Maică iubitoare, să fii pe noi robii tăi cu calul tău și dăruiește celor neputincioși tămăduire și sănătate desăvârșită, liniște celor uniforați și tuturor mântuire de la Hristos, Fiul tău, în veci în veci,
Maria, cu toți Hristii s-o pomenim.
Cântați împăratului nostru, cântați, toate popoarele bateți din palme, strigați lui Dumnezeu cu glas de bucurie. Înțelepciune! Din Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte! Fraților, izbăvindu-vă de păcat, v-ați făcut rod ai dreptății, omenește vorbesc, pentru slăbiciunea trupului vostru, căci precum ați făcut mădularele voastre roabe de curăție și fără de legi, spre fără de lege, tot așa faceți acum mădularele voastre roabe dreptății spre sfințire. Căci atunci când erați robi ai păcatului, erați liberi față de dreptate. Deci ce roade aveați atunci? Roadele care acum vă e rușine, pentru că sfârșitul acelora este moartea. Dar acum izbăviți fiind de păcat și rob, făcându-vă lui Dumnezeu, aveți roada voastră spre sfințire, iar sfârșitul viață veșnică. Pentru că plata păcatului este moartea, iar harul lui Dumnezeu viață veșnică, în Hristos Iisus, Dumnezeul nostru. Fraților, adevărat este că și cel dintâi așezământ aveau rânduieli pentru slujbă dumnezeiască și altar pământesc, că s-a pregătit cortul mărturiei. În el se aflau mai întâi sfeșnicul și masa și pâinile punerii înainte. Partea aceasta se numește Sfânta. Apoi, după catapeteasmă, a doua era cortul numit Sfânta Sfintelor, având altarul tămâierii de aur și chivotul așezământului fericat peste tot cu aur, în care era năstrapa de aur, care avea mană, era toiagul lui Aron, ce odrăslise și tablele legii. Deasupra chivotului erau cheruvimii slavei, care umbreau altarul păcării. Despre aceasta nu putem acum să vorbim cu deamănuntul. Astfel, fiind îndocmite aceste încăperi, preoții intrau totdeauna în cortul cel dintâi, săvârșind slujbele dumnezeiești. Iar cel de-al doilea însă numai arhiereul odată pe an, ci nu fără de sânge, pentru că îl aducea pentru sine însuși și pentru greșelile poporului. Pace ție, sfințite, împreună slujitorule, și Duhului tău. Vestitorul Sfinților Apostoli și Evangheliști, Matei și Luca. Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfinților și întru tot lăudaților Apostoli și Evangheliști, Matei și Luca, să-ți dea ție celui ce
binevestești cuvânt cu putere multă spre plinirea Evangheliei iubitului să fiu a Domnului nostru Iisus Hristos. Și să fie mie după cuvântul vostru, prea cuvioasă, Părinte, înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace acoperișul meu, ci numai spune un cuvânt și se va vindeca sluga mea. Că și eu sunt om sub stăpânirea altora și am sub mine ostaș și spun acestuia, du-te și se duce și celuilalt vino și vine. Și slugii mele face asta și face. Auzind, Iisus s-a minunat și a zis celor ce veneau după el, adevărat grez vouă, nici în Israel n-am găsit atâta credință. Și zic vouă, că mulți de la răsărit și de la apus vor veni și vor sta la masă cu Avraam, cu Isaac și cu Iacob în împărăția cerurilor. Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrișnirea dinților. Și a zis Iisus utașului, du-te ție, fie ție, după cum ai crezut. Și s-a însănătoșit sluga lui în ceasul acela. Iar o femeie cu numele Marta l-a primit în casa ei. Și ea avea o soră ce se numea Maria, care așezându-se la picioarele Domnului asculta cuvântul lui. Iar Marta se silea cu multă slujire și apropiindu-se a zis, Doamne, oare nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i deci să-mi ajute. Și răspunzând Domnul i-a zis, Marto, Marto, te îngrijești și pentru multe te silești, dar un singur lucru trebuie, căci Maria partea cea bună și-a ales, care nu se va lua de la ea. Și când zicea el acestea,
O femeie din mulțime, ridicând glasul, le-a zis: Fericit este pântecele care te-a purtat și fericit este pieptul la care ai sub. Iar eu l-a zis: Așa este, dar fericit sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și-l păzesc spre el. Pace ție, celui ce bine ai vestit, slavă ție. Auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu, după mare mila ta, rugăm-ne, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, Jesus.
Austriacului, aici de pretutinde, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și pe iubitoarea de Hristos armata țării, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Yeah.
cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață pe corul, care din Tatăl cu cele, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a trăit prin proroci, într-una sfântă, să o făgornicească și să apostolească biserică, mărturisesc cu bătăie și iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului și ce va să fie. Amin. Pentru voi, spre iertarea păcatelor.
aceste daruri ce sunt sfinte, reprezintă Părintele Sfânt Apoi și cu adicăpirea aceasta și Institutul Hristosului de Amalie. Cuvântați Părintele Sfânt Apoi. Iar ceea ce este împărutul acesta în cinistit, Sfântul Ericalul Hristosului de Amalie. Prezăzându-ne și Duhul Tău cel Sfânt. Amin, amin, amin. Și pur vrea să-ți arăt, Maria.
Însuți, Stăpâne, ca o putincer spre cei care și-au plecat ție partele lor înaintea ta și ci ție, prin ajutorul Ciurică, ci ție, prin ajutorul Două, și tu te-ai stăpâne pe cele ce stau înainte noastră a tuturor spre tine, le poprești după trebuință de însuțirea fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe o stat, pe apă și prin aer, pe unul călătorește, pe cei coronați de călătorește, cel ce ești Doctorul sufletelor și al tuturor noastre. Cu harul și cu îndurările, cu iubirea de oameni, aleluia, și Fiului Tău, care ești binecuvântat, împreună prea Sfântul și Bunul și de viață, sau spre o sândă să fie mie împărătășirea cu Sfintele și preacuratele tale taine, Doamne, și spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.